Vineri, în data de 18 septembrie, în stația CFR Jibou se va desfășura un exercițiu de protecție civilă pentru verificarea capacității de intervenție a structurilor cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență. Inspectoratul pentru situații de urgență Porolisum al județului Sălaj va executa joi, 18 septembrie, în jurul orei 11, un exercițiu cu forțe și mijloace în teren privind stingerea unui incendiu de substanțe periculoase și acordarea primului ajutor medical de urgență persoanelor rănite în urma deraierii unui tren de călători. Exercițiul va fi precedat de o alarmă aeriană în caz de atac armat, ocazie cu care se va pune în funcțiune sirena de alarmare din zona gării CFR Jibou. Prin urmare, reprezentanții ISU Sălaj îi sfătuiesc pe cetățenii care se află în Jibou, în apropierea gării, să nu intre în panică la declanșarea sirenei.